Subiectul 1, exercițiul 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația. Radical din 2x pătrat plus 1 egal cu 1. Avem de-a face cu o ecuație irațională, întrucât necunoscuta se află sub radical. Înainte de rezolvarea propriu-zisă acestei ecuații, vom determina mai întâi domeniul de existență a ecuației. Pentru aceasta vom impune condiția ca expresia de sub radical să fie nenegativă, mai mare sau egală cu 0. Deci 2x pătrat plus 1 mai mare sau egal cu 0. Această inecuație de gradul al doilea o putem rezolva în două modalități. Mai întâi prin ecuația atașată 2x pătrat plus 1 egal cu 0, unde, printr-un calcul rapid, delta sesizăm că este egal cu 0 minus 8, deci minus 8, mai mic decât 0. De asemenea, a, din forma generală a x pătrat plus bx plus c egal cu 0, este 2, adică un număr pozitiv. Sunt condițiile în care, cu delta negativ, deci, și cu a pozitiv, 2x pătrat plus 1 este strict mai mare decât 0, oricare ar fi x aparținând numerelor reale. De asemenea, putem să judecăm această inecuație, să rezolvăm această inecuație și cu metode de gimnaziu. Respectiv, 2x pătrat plus 1 mai mare sau egal cu 0 se poate scrie și radical din 2, x, totul la pătrat, plus 1 la pătrat, forțăm această formă, mai mare sau egal cu 0. Avem de-a face cu o sumă de pătrate, care întotdeauna este mai mare sau egală cu 0. Având în vedere că 1 la pătrat este diferit de 0, desigur această sumă este strict mai mare ca 0, dar este suficient să facem din această remarcă, anume că avem o sumă de pătrate, să rezulte de aici că radical din 2x totul la pătrat plus 1 totul la pătrat, adică 2x pătrat plus 1 este mai mare sau egal cu 0, oricare ar fi x aparținând numerelor reale și din acest punct de vedere al sumelor de pătrate. Deci iată, din studiul semnului funcției de gradul 2 sau analizând ca o sumă de pătrate, deducem că 2x pătrat plus 1 este întotdeauna mai mare sau egal cu 0, fapt pentru care, în final, domeniul de definiție al ecuației este mulțimea numerelor reale. De altfel, și autorul exercițiului cunoștea acest rezultat, de aceea cere să rezolvăm în mulțimea numerelor reale ecuația. Într-adevăr, pe domeniul R se pot găsi soluții ale acestei ecuații. Trecem acum la rezolvarea propriu-zisă a ecuației. Mai scriem o dată ecuația, radical din 2x pătrat plus 1 este egal cu 1. Apreciem faptul că ambii membri ai acestei ecuații sunt pozitivi. În membru stâng avem o rădăcină pătrată a unei cantități, a lui 2x pătrat plus 1. Rădăcina pătrată, dacă ea există, prin definiție este pozitivă. Iar 1 este de asemenea un număr cunoscut, este pozitiv. Ambii membri fiind pozitivi, putem aplica proprietatea, și anume, ridicând la pătrat în ambii membri, obținem de asemenea o egalitate. Avem deci radical din 2x pătrat plus 1 totul la pătrat este egal cu 1 la pătrat. De aici obținem 2x pătrat plus 1, se elimină, după cum se vede, prin ridicare la pătrat radicalul, egal cu 1. De aici obținem în continuare 2x pătrat egal cu 1 minus 1, 2x pătrat egal cu 0, adică x pătrat, eventual putem explica împărțind cu 2, x pătrat egal cu 0, rezultă x este egal cu 0. Și deci soluția ecuației este mulțimea formată din elementul 0.